Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru și... Alo! Alo! Ce-i asta, mă? Băi, băi Așa, a început emisiunea. Eu uite la ei. Norocul vostru e că sunt întoane bune, pentru că altfel... V-aș fi pedepsit, dă, da, 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 da. Cum? Cum v-aș fi pedepsit? M-aș fi gândit la ceva original Așa, ceva ce nu s-a mai făcut vreodată de, de pildă Să fiu creativ, așa, să nu... Uite V-aș fi pus să stați pe asfaltul încins În genunchi Da, în genunchi Și v-aș fi obligat să cereți iertare S-a făcut? Nu cred O, doi, trei și... Domnilor, să se mai întâmplă vreodată, vă țin o reșin Incredibil M-am uitat de 100 de ori la aceste imagini Și tot nu-mi vine să cred că reale Dacă ar fi fost un ansamblu manelist N-ar fi zis nimeni nimic în societate Dar așa, un ansamblu folcloric, domne Hop, oh, ai de una, ai de două, s-a oporit toată lumea. Ați văzut cu siguranță imaginile, am discutat și eu despre ele la emisiunea de luni, totul s-a întâmplat la Slatina și mai nasoală decât faza asta cu pedepsirea copiilor, cum ați văzut, a fost reacția profesorilor. Da? Care... Chiar așa, domne, ce, ce mare chestie s-a întâmplat. Nici din copii nu părea afectat, nu, e, nu a aplicat mai o metodă ok, dar asta e, nu a fost la nervi, nu au fost loviți copii, nu a fost, pluviți, copii, -a fost pedeapsă. Ne-a jucat și noi cu ei, domne, a fost o, mai mult o glumă, așa, nu e ca și cum i-am bătut, cum s-a întâmplat de obicei. <coughs> Super. Iar o mămică a zis ceva de genul că, da, a fost o mică pedeapsă Dacă și copiii, adică, mă înțelegeți, și copiii au căutat-o, domne. Păi au făcut tărăboi, vă dați seama, tărăboi S-au plimbat din cameră în cameră Nu mai zic, nu mai zic că fetele mai mari Fetele astea mai mari au făcut probleme cu alți băieți Au stricat o clanță, o ușă Ce-au făcut? Aoleo, atât de grav? Vai de mine, n-am știu că dacă știam, nu... Așa ceva e inadmisibil Adică te-ai aștepta, mai ales de la fetele mai mari Să știe domne deja cum să nu strice o clanță Și, și odată cu ea frumusețe de ușă da, nu s-a depus nicio plângere, semn că părinții cred că umilirea e o metodă ok de educație, calificând episodul care a ajuns viral drept uh, o glumă nevinovată. Uh, uh, copii, puneți puțin mânuțele la ureche, așa, să am o discuție cu părinții. Mulțumesc! Uh, dragi tâmpiți, uh, uh, pardon, părinți care ați crezut că fazele de genul ăsta nu sunt mare lucru. Ce? V-ați supărat că v-am jignit? Haideți, am făcut și eu o glumă nevinovată. Acum, presupunând, pentru că nu știu dacă aveți numărul necesar de neuroni pentru a procesa treaba asta, dar presupunând că aveți. Astfel de glume nevinovate le distrug copiilor voștri toate reperele. Treburile astea sunt cele care adunate le vor da lumea peste cap când vor fi adulți. Pentru că vor considera că e ok să primească pedepse, să aplice pedepse, să abuzeze și să fie abuzați, să fie călcați în picioare, să renunțe la demnitate. Mai rău, vor evita să se plângă atunci când devin victime ale unor abuzuri. Pentru că nu e așa, dacă a fost totul o glumă nevinovată și râde lumea de mine. Sau dacă așa se face educația totuși? Cu pedepse, cu bătaie? Nu, de ce tu, bă, băi? Dar ce l-am lovit aia, nu e lovitură, ce dracu. Nu l-am lovit, l-am bruscat, da, 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 l-am bruscat, nu l-am lovit. Ce dracu, domne, l-am bruscat și apoi aia e lovitură și aia e înjurătură, am un repertoriu. Serios? Să-l vedeți pe Neagabistan la lucru. Eu îl cunosc foarte bine de vreo 25 de ani. Să vedeți cum lovește. Eu l-am văzut în acțiune. Adică Neagabistan știe bătaie, că a dat foarte multă la viața lui. Și e cunoscut mai ales pentru asta în lumea fotbalului. Mulți jucători care i-au trecut prin mână știu cum bate Neagabistan. Iar la nivelul unui club de fotbal cu grupe de sub 10 ani, doar dacă stâmpiți cei din conducere, nu știu că neagabia are fitilul foarte scurt și după ce termină cele 50 de cuvinte din vocabular, devine creativ cu înjurăturile și apoi cu pumnul. Nu știu că n-am văzut știrea cu reținerea lui Gabi Stan după aceste imagini. Să înțeleg că părinții n-au depus o plângere la poliție? Că dacă n-au depus, Asta spune ceva și despre părinți, nu? Pe de altă parte, păcat că nu mai merge asta cu bătaia cum mergea, domnule. Nu? Nu credeți? Trebuie să recunoaștem. Era mult mai eficient. Totul. Și nu-ți trebuia nici prea multă școală. Era o vorbă când eram eu mic. Mă, cine te-a învățat să faci treaba asta? bătaia. Uitați-vă, mai ales la sport, suferim foarte mult. Uite, mie de gimnastică îmi pare cel mai rău. Mă uitam cu atâta plăcere, cu atâta emoție. Bă, cum s-a terminat cu bătaia în gimnastică? Cum au dispărut toate rezultatele? Abia dacă ne mai calificăm la competițiile importante, cu unul, doi sportivi, nu cu toată echipa, nu, nu mai e bătaie, tată. Da, Puțin știu însă care a fost prețul medaliilor de aur Bătăi, umilințe, înfometare, accidentări De câte ori cădeai, de atâtea ori te dădea cu capul de bârnă. Când a văzut domnul Căr... Cărpinișan, Cărpinișan. Da, Că fac prost la 360, nu? Da, e un element La 360 a început să mă bată Mi-a tras trei palme până la bârnă. Eu când vă spun E clar, domne, dacă nu i bați ca lumea pe copii Mai ales pe fete Nu faci performanță Fetele se îngrașă, încep să le ardă de toate prostiile, oricât le-ai ține închise. N-ați văzut documentarul ăla cu Simon Biles, american, ca ce figuri, au o burnout, stați că iau o pauză, sănătate mentală, tu n-ai mâncat bătaie la timp, fetițo. Asta a fost problema. Că atât ai cocoloșim, bă, pe copii ăștia în ultimii ani, nu e așa negat. Uite la handball, la fel, au dispărut antrenorii care se bazează pe violență verbală și fizică? S-au dus dracului toate rezultatele noastre, mă. Nu zic bine ce zic eu aici, nenea Tadic ta, Zici și Serios acum, măcar de dragul performanței sportive, ar trebui să dăm niște derogări, ceva, să... să... să nu riști nimic, atunci când îi bați pe copii pentru performanță, se știe, la gimnastică, la handbal, la sporturile astea unde nu mai luăm bătaie de la adversari, atunci când suntem înjurați, umiliți și bătuți de antrenori începând de la copii și juniori, atenție, atenție! Și de educatori, și de părinți, și de profesori, că trebuie să respecte toată lumea strategia asta. Dacă o facem, e doar o propunere. Facem strategia națională pe educație în jurul bătăii. România bătută, dar educată. Copilul a strâns-o pe sorsa de obraj, a fost întrebat de ce a strâns-o și a zis că așa strânge doamna când este nervoasă. Mai apoi i-a fost dat peste ochi, că nu a citit. De ce scrie L-a smucit, îl trăgea de coaste, copilul spunea, lasă-mă, plângea, vrea să fugă. Pe a fugit după el, i-a dat un pumn în spate, nu a putut să respire. Ce a spus, te, tu îmi faci probleme? Și au spus că au venit după el și eu mai aplicat niște pumni aici, în, în, numărul drept. Copilul a zis că domnul învățător, când a intrat în clasă, spune dânsul că el dat pe alți copii cu apă. Și s-a înfuriat și l-a prins de gât și l-a scos afară din clasă. Dacă ați făcut sport de performanță și aveți povești despre bătăile primite, contactați-ne pentru că lucrăm la un documentar pe acest subiect. Și atenție, să nu înțeleagă cineva greșit, violența n-a dispărut, nici din vestiare, nici de pe terenurile de sport, nici din sălile de clasă. Și asta pentru că n-a dispărut nici din familii. Doar că acum există nenorocitul ăsta de internet și află toată lumea despre bătăi. Deci agresorii sunt mai precauți sau precauți, cum ar zice Iohannis. Adică se uită măcar stânga, dreapta când vor să te umilească sau să-ți dea bucata. Dar în continuare, educația se face la noi în bună măsură cu parul. Ceea ce îi face pe copii să nu mai vrea să învețe să renunțe. La școală, la sport, la muzică. Mamă, ce bătăi am auzit că se dau și la muzică. Păi dacă la gimnastică zang te-a dat cu capul de bârnă, la muzică cântă la cu căpățânata la pian. Da, v-ați prins, discutăm astăzi despre educație. Din nou, normal, că ne încăpățânăm cu acest subiect, chiar dacă nimeni nu pare interesat de el. Așadar, am stabilit și atenție, doar am zgâriat așa suprafața subiectului, problema asta cu educația prin violență, psihică și fizică. Unul din doi părinți din țara noastră consideră că lovirea copilului e spre binele lui. Unul din zece părinți crede că de vină e pruncul. din fața lui Vacă! În România, în fiecare oră, doi copii sunt victime ale unei forme de violență raportate autorităților. Cifrele au fost făcute publice de Fundația World Vision în România, care a studiat comportamentul violent al românilor împotriva propriilor copii. Bine, aici trebuie să precizăm că mulți părinți sunt plini de rahat. Ei nu recunosc că recurg la violență cu proprii copii din răspunsurile primite de la copii în cadrul unui studiu al Salvați Copiii România, rezultă o incidență mult mai mare a aplicării pedepselor fizice în familie, 46%, în comparație cu cea recunoscută de părinți, doar 28%. Păi ce proști să spună? Și da, ca să nu avem discuții, în cazurile astea ar trebui să vă fie luați copiii, că nu vă aparțin. E greșită total ideea asta. A, că acest stat imbecil nu e în stare să aibă grijă de acești copii, da. Dar nu înseamnă că ar trebui să rămână la voi. Să-i abuzați în continuare. Apoi, după ce că sunt umiliți și bătuți, copiii noștri și-o iau și pe stomacul gol. Pentru că nu le dă nimeni să mănânce. Cumva, de aici vine și prostia noastră în discuțiile despre educație. Așteptăm rezultate de la niște copii abuzați și înfometați. 8 din 10 copii români din familii vulnerabile nu au mâncare, haine sau încălțăminte. Acești copii renunță la școală, se culcă flămânzi, mulți nu au acte de identitate și nu se știe de existența lor. Cei care vin dimineața pe stomacul gol și știți că educația să faci pe stomacul gol este foarte greu. Copiii numai la lecții nu sunt atenți când știu că le este foame. Hmm. Oare de ce abandonează acești copii școala? Că au toate condițiile necesare pentru a obține rezultate bune la învățătură, pentru a-și face o viață apoi pe baza studiilor, pe baza diplomelor. Vedeți? Ne grăbim de fiecare dată să comentăm rezultatele, să numărăm repede copiii care au luat note de 10, vai, bravo, așa ceva, dar refuzăm să discutăm și să luăm măsuri acolo unde, într-adevăr, se impune asta. Profesorul Marcel Bartic declară pierduți 65.000 de copii și a ajuns la numărul ăsta așa. Citez. Evaluarea națională a însemnat 160.000 de copii înscriși. Dintre aceștia s-au prezentat la examen 152.000. 8.000 s-au pierdut pe drum. Din cei 152.000, aproape 40.000 au luat sub 5. 16.000 de copii nici n-au ajuns să se mai înscrie la evaluarea națională, îngroșând cel mai probabil cifrele abandonului școlar. În total, așadar, sunt 65.000 de copii despre care nu se vorbește. Copii care vor ajunge să fie abuzați, să lucreze la negru, să fie implicați în activități ilegale, da? să fure, să dea în cap de foame, să fie malnutriți și neîngrijiți și să se îmbolnăvească și să îmbolnăvească la rândul lor pe alții. Și numărul ăsta crește de la an la an. Studiile arată că aproximativ 40% dintre copiii români trăiesc în sărăcie și 12% dintre cei care se află la vârsta la care să meargă la școală nu sunt înscriși în sistemul de învățământ. Daniela locuiește în București și are doi copii. A vrut să le ofere o șansă mai bună la viață. Eu am înscris pentru că au ce învăța, eu n-am avut posibilitatea de a învăța. Și de când m-am înscris la Salvați Copii am aflat foarte multe lucruri, fie comportamentul copilului, fie pe telefon, fie... Și în trei ani de zile mulțumesc lui Dumnezeu că se vede schimbarea la amândoi. Sigur, chiar dacă datele ne situează în coada Europei la numărul de copii aflați în sărăcie extremă, nu e vorba de cei mai mulți dintre copii, veți spune. Pentru că, iată, cei mai mulți se prezintă, cei mai mulți termină 8 clase, nu? Cei mai mulți dau acest examen și îl și iau. Da, aveți dreptate. Doar că examenul ăsta, evaluarea națională, n-are nicio legătură cu rezultatele pe care acești copii le-au avut în gimnaziu. Pentru că totul e o mascaradă. Tot sistemul de educație din România pare mai degrabă organizat pentru bunăstarea profesorilor venită din meditații, nu pentru a învăța cu adevărat ceva pe copii. Pentru a-i pregăti de viață pentru a-i echipa cu abilitățile care să-i ajute să devină creatori de soluții. Nu e că nu iei examenul dacă nu faci pregătire, dar iei o notă atât de proastă, dacă n-ai făcut meditații în afara școlii, pe bani, încât poți să-ți ratezi toată viața, practic. Na, da, atât de important e acest examen imbecil, evaluarea națională. La nivel național, rezultatele valorii sunt mai slabe decât cele din 2023. 74% dintre cei prezenți la examen au luat note peste 5. Privind separat notele la cele două probe, la română 22% sunt sub pragul corigenței, iar la matematică 68% au primit cel puțin 5. Și foarte amuzant, Sanchi... E că tot auzim vorbindu-se despre creativitate Despre încurajarea creativității Cine... Ah, Monica Anisie era cu asta Domne, creativitatea să... Ha! Ce creativitate să încurajezi Când totul se reduce la niște bareme Din care profesorii corectori n-au voie să iasă Cine nu răspunde ca în barem E depunctat Cine gândește Cu propriul cap E depunctat și cine poate să răspundă cam barem, dacă nu ăla care știe cum să se pregătească pentru a răspunde ca acolo? Adică, acei copii ai căror părinți își permit meditații. Nu una, două, trei, cât mai multe. Și nu cu oricine. Cu cine trebuie. În grupe sănătoase, adică mari, multe, fără număr tată. Cu cât e profesorul mai cunoscut, iar asta nu înseamnă neapărat că ești bun, cu atât crește tariful și crește și numărul de clienți din grupă. Ești prof la o școală de top? Ai șanse să faci bani frumoși, tată! Așa se ajunge ca doamna profesoară X de la liceu Y să aibă 10-12 copii cu care să lucreze vreo două ore o dată pe săptămână la ea acasă, în living? Clăie peste grămadă acolo! Faceți voi socoteala la un tarif mic! Prea mic, 150 de lei pe ședință. Cam câți bani se fac din învățământ? Unii au dat în ultima perioadă chiar și 800 de lei pe săptămână doar pentru meditații. Din septembrie încoace s-ar fi adunat cam 25.000 de lei. Suficient cât să fi cumpărat un aragaz, un frigider, o mașină de spălat și un set complet de mobilă de bucătărie. Da, multe meditații. Unii au ajuns la sume și mai mari. Face meditații de. 4 ani aproape, înainte de pandemie chiar face. Din clasa 5 -a? Da, din clasa 5 -a. În 2022, adică acum 2 ani, un profesor din Arad a declarat la FISC că a făcut 5.000 de euro pe lună din meditații. Și ăsta e un exemplu așa, și așa. Actualizați voi datele cu inflația, cu... pentru că, na, profesorii au actualizat tariful. Dar Haideți să revenim și să vedem cum arată sistemul în toată splendoarea lui de la gimnaziu la liceu. Mai întâi, când intră copilul într-a cincea, părintele constată, în foarte multe cazuri, că ăsta mic nu face nimic la școală. Adică merge, participă la ore, e ascultat, notat, totul e frumos și roz la ședințe, Oh, oh ia uite... E, după o vreme, dacă chiar participă la educația propriului copil, ăla mare constată că ăla mic e de fapt praf. Că dacă orice îl întreb pe ăsta mic, el răspunde cu o singură silabă și uneori nici măcar atât, doar mârâie ceva. Ceva mai aproape de animale sălbatice decât de om ca părinte înțelegi, bă, stai un pic, că ăsta merge la școală totuși, ar trebui să n-are absențe. Am fost la ședințe, mi-a fost lăudat copilul, am văzut notele, mari, foarte mari, nici eu n-am avut așa. Dar uite că el e foarte îngrămădit, domnule, are momente când îi curge din gură, așa. Deci, e, unii părinți se prind de vreme și se adaptează, mai ales dacă își permit financiar. Bagă meditații în copii din a că na, copilul nu poate să zică nu. De ce? Pentru că e pedepsită și ea bătaie, bravo, bravo, A fost atenți, n-am făcut degeaba emisiunea până aici, nu? Chiar este nevoie să fiu un pic mai brutal, mai bine spus. Să, să fie un pic mai brutal, spuneți. Da. De, de ce, doamnă, trebuie să fie profesor brutal? Fe... Cum vedeți, noastră. Pentru că și copiii, dacă îi lasă, dacă te vede că ești prea bun, profită, nu prea înțelege. O vremea noastră, când erați, vreau să vă întreb și asta, s-a pus rana să luați bătaie de la vreun profesor? Bine, atunci am mai se de dădea așa câte o pământă. Avea, doamnă, eficiență metoda asta? Era eficientă bătaia asta în cazul noastră? S-ați învățat mai bine? Să știți că la unii, dar la mine nu. Aolo, la noastră nu? Nu. Chiar nu-mi plăcea așa ceva. Vroiam să fie mult mai blânzi cu mine, să mă ajute. Uitați, el e băiatul meu la școală și eu i-am spus lui domnișoara că ascultă să le adă urechi, că nu mă supăr. Deci, Să-i dau o palmă elevul, să, să știe puțin de frică, domnule, de profesor, domnule, se poate. Da, domne, nu zic să-l bagi în spital, da, câte o palmă așa, ai și cât un șut. Cum, cum, ca să nu... Dacă nu e pe fază, părintele se prinde că școala a fost o cacealma abia într a opta, când e prea târziu, mult prea târziu. Dar copilul meu e bun, are numai 9 și 10. Păi stai puțin, stai puțin, dragă părinte, că una e una, alta e alta. Una e ce note au copiii la școală, unde profesorii aproape că nu vor să-și mai bată capul după deviza ei se facă ne plătesc, noi ne facem că muncim și cu totul altceva e nota pe care o iei la evaluarea națională. Care mai bine s-ar numi evaluarea națională a meditațiilor. Uite, dacă deschideți site-ul admiterii la licee și analizați puțin notele de la evaluare comparativ cu notele de absolvire a gimnaziului, veți avea ceva surprize. Așa cum probabil au avut și unii părinți Liniștiți timp de patru ani de notele obținute de copii la școală. La București, de exemplu, cea mai mică medie din ierarhie e a unui copil care a terminat gimnaziul cu media 8,95. Ei bine, copilul ăsta care are aproape 9 pe toți anii de gimnaziu a luat 1,50 la română și 1,70 la matematică. Precizez pentru cine nu știe că la fiecare materie un punct e din oficiu. Și discutăm de București, capitala României. Nu de mai știu eu ce județ de la marginea țării, unde școlile sunt vai de ele, cu suplinitori și copii care vin la școală pentru un sandviș, un pahar de lapte, un măr și să mai scape de bătaia de acasă. Și nu e o excepție. Am mai găsit, așa, la o privire în diagonală, note de 2,75 luate de copii care au absolvit cu 9 și 16. 2,82 copil cu 9 și 10. Sau 3 și 12 copil de 983. Ați auzit bine, un copil care a terminat gimnaziu cu 983 a luat 225 la română și 4 la matematică. Poate cineva de la minister să explice treburile astea? Prima prioritate ține de oferirea unui mediu educațional motivant prin școli. Fu ne-ați cu asta, doamnă! Mediu educațional motivant, nu știu, sună așa, ho, ho, foarte, foarte motivant, nu? Acum aș apuca! Deși eu nu m-am lăsat niciodată. Chiar dacă țeapa pregătirii în afara școlii e evidentă, copiii fiind îndobitociți mai degrabă, părinții nu se lasă, alimentează acest sistem pe care profesorii îl întăresc în fiecare an. S-a inventat Registrul Național de Interese în decembrie anul trecut. Așa și au fost nenumărate scandaluri cu profesori care fac meditații cu copiii de la clasă, cum a fost cel de la Colegiul Ghiote. S-a promis ferm și susținut că vor fi luate măsuri. Ați văzut vreo măsură? Ați văzut vreun profesor dat afară din învățământ pe treaba asta? Nu în cel mai bun caz, profa de la D face pregătiri cu aia de la A, aia de la B cu copiii de la C. Apoi, E o mare problemă cu notele astea. Cumva, nota ține prea mult de opinia profesorului. Păi, altfel cum se explică treaba asta? Peste 80% dintre notele de la evaluarea națională au fost schimbate după contestații. A fost cel mai mare număr de contestații din ultimii 10 ani. Aproape 28.000 de lucrări au fost recorectate. 15.000, adică 53% au primit puncte în plus. La peste 9.000 de teze, nota a fost căzută. N-ar trebui să existe asemenea diferențe. E limpede că lucrurile nu sunt în regulă aici. Și partea nasoală e că poți pica de la un liceu bun cu câteva sutimi, dar nici nu-ți vine să faci contestație că dacă ți e scăzută nota. Adică asta mi se pare o prostie. Ar trebui să fie ca la pedepsele din justiție. Bă, faci contestație, nu poți lua mai puțin. Rămâne prima notă. Dacă ești notat în plus, ok, se trece nota mai mare. Altfel, mulți care ar fi luat probabil mai mult, nu au avut curaj să facă această contestație. Ori voi ăștia de la minister, vă bazați pe treaba asta, nu? Să le fie frică elevilor. Să le fie frică la școală, să le fie frică la examene, să le fie frică să-și ceară drepturile, să-și spună părerea, să le fie frică să gândească. Nu mai zic că a fost și scandalul ăsta cu amestecul politicului în acest an. Au scris cei de la edupedu.ro. Deca i-ar fi chemat pe cei care au făcut subiectele să le spună să le facă și ei mai, mai ușurele așa, mă, că e an electoral și ar fi bine să nu pară foarte proști copiii noștri să transmitem tovarăși un semnal de, 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 competență și de unitate în jurul iubiților noștri conducători. Semi-analfabeți, dar conducători. Importanța, relevanța acestui obiectiv pentru Iași este atât de importantă. Ținând cont de ce provocare are înaintea lor cu domnul român. A... Cum a zis ăla, nu? Ciucă? Importanța acestui eveniment e atât de importantă? Doamne. Vedeți, e și amuzant să fii prost pentru ceilalți, normal. Și, desigur, nu putem discuta despre educație fără să discutăm despre nivelul profesorilor. Nivel care e din ce în ce mai scăzut. Ba, mulți profesori, cum spuneam, nu-și mai bat capul. Am tot vorbit despre asta. Și pe acest fond de lipsă de competență la catedră. Se tot discută despre plata diferențiată Da, tot aud prostia asta Din păcate și din partea jurnaliștilor Ajungem așadar la o întrebare simplă Când vor fi plătiți profesorii în funcție de ce fac elevilor la examen? Ce să facă? Să fie plătiți profesorii în funcție de ce fac elevilor la examene? Mă, mica mea Bă, voi, voi cum funcționați? Nu știu, ce citiți? Citiți? Serios, cum să pui în felul ăsta problema? În 2024, atenție! Că prostia asta s-a mai făcut. Da, da, haideți să vedem întâi ce răspunde doamna Deca. Salarizarea diferențiată în funcție de uh, progresul elevilor sau de performanță și evaluarea standardizată trebuie să meargă cumva mână-n mână. Eu întrebam când, pentru că toate aceste informații despre grupuri de lucru și de ne trebuie aia, aia și aia le știm deja, le-am aflat și de la conferința precedentă. Când vom avea noua lege a salarizării, veți avea și răspunsul referitor la uh, criteriile Super. de salarizare. o? E de acord, nu? Practic, putem să îngropăm, nu există absolut nicio speranță pentru educația din România. Eu vă spun așa, și am făcut cornete din câteva cărți despre educație în ultimii ani. Profesor foarte șmecher, e ăla care mi-a copilul și îl duce de la 3 și 4 la 5 și 6. Dar haideți să-i haideți să remunerăm și pe guvernanți în funcție de cât de bine o duc cetățenii pe care îi guvernează. Ce ziceți de asta? Hm? Să vină cu bani de acasă, deci. N-au profesorii rezultate bune cu elevii lor? Cine e de vină? Ministerul Educației. Toată lumea din minister, salariile scăzute. Nu v-ar conveni, nu? Uh, nu? Cum zicea Nea neamul vostru. Ce subiecte ușoare ar fi la examene dacă așa ar sta lucrurile, nu? Sigur că ne dorim să ajungem la promisiunea pe care ați amintit-o. Vedeți, avem deseori o înțelegere superficială a lucrurilor. Rareori luăm în calcul motivațiile care apar atunci când e gândită și implementată o anumită politică publică. Și treaba asta este esențială. Mă ce motivații creezi când iei o măsură. Că e vorba aia cu unde dai și unde crapă. Vă dau un exemplu din cu totul alt domeniu, pentru că arată foarte clar unde e problema. Există discuții despre faptul că atunci când fermierii au primit bani ca să planteze copaci, ei au tăiat copacii maturi care existau pe terenurile lor ca să facă loc pentru noi plantări, să ia banul. Conservarea copacilor deja existenți, care ar fi adus beneficii mult mai mari pentru mediu, n-aducea bănuțul. Plantarea unor noi copaci? Da. Și atunci? E pe același model, o astfel de măsură încurajează sau descurajează meditațiile, de pildă? E doar o întrebare. Cathy O'Neill, pe care v-am mai recomandat-o, scrie despre această situație în cartea Arme matematice de distrugere. Cum vă spuneam, ideea asta a plății corelate cu performanța nu e una românească. Au mai încercat-o și alții. Că noi nici măcar atât nu suntem în stare să facem. Să ne uităm la alții, să învățăm de la ei și din greșelile lor. Există, de pildă, cazuri documentate de fraudă în Statele Unite, unde, an la rând, profesorii au modificat răspunsurile elevilor la examene și le-au umflat notele. Pentru că altfel riscau să-și piardă joburile. Cine a avut cel mai mult de pierdut pe termen lung? Elevii, desigur, pentru că notele lor nu reflectau ceea ce știau cu adevărat. Deci dacă la americani măsura i corupt pe profesori, Vă dați seama ce s-ar întâmpla la noi? Și multe altele de aici. Cât va fi șpaga pentru un post la un liceu bun, unde ajung copii care iau apoi note mari la examene? Mamă, nebunii ar fi. Au fost și câteva situații flagrante în care diferența dintre nota inițială și cea finală a fost de câteva puncte. Este și cazul unui elev care acum are 9,70 la matematică, după ce inițial primise 3,50. A fost o eroare umană, spun oficialii din educație. Ia puneți mă 10 pe linie la toată lumea Să vină banii Hai bă, să nu fim tâmpiți, vă rog eu Există analize stufoase Produse de Banca Mondială Aveți linkurile în descriere Care concluzionează că plata corelată cu performanța Nu aduce îmbunătățiri în educație Că există multe greutăți în implementare Și că rezolvarea problemelor de motivație extrinsecă Care conduc la fraudă din partea profesorilor este una dintre cele mai mari provocări. Banca Mondială arată că în 30% din cazurile în care a fost implementat un astfel de program, a fost vorba despre umflarea notelor sau despre profesori care nu i-au mai învățat pe elevi, atenție, decât exact acele lucruri de care aveau nevoie ca să ia notă mare la un examen. Adică, exact ce se întâmplă acum, în 100% din cazuri, cu meditațiile astea. Cei mai mulți copii nu pot formula singuri o idee despre o carte din care dau examen. Deci, cei mai mulți citesc și nu pricep ce citesc. Nu pot vorbi apoi despre ce au citit. Ăsta e analfabetismul funcțional. Iar astea sunt doar problemele de suprafață, pentru că există multe, multe alte probleme cu această idee. Am avut două fetiții care au trecut peste media 5, ceea ce ne-a bucurat foarte mult, pentru că în facultate am învățat un lucru, dacă în clasă am un singur elev care are rezultate, înseamnă că profesorii de la clasa respectivă își fac treaba. Ceva ce nu pricep nici politicienii și nici experții din educație. Există o grămadă de factori care influențează rezultatele unui copil la școală. Cum am tot spus, copiii români sunt cei mai expuși din UE la sărăcie și excluziune socială. Iar asta se întâmplă din vina guvernanților care construiesc foarte prost politicile publice. Guvernanți care, repet, nu sunt plătiți în funcție de performanțele lor reflectate în bunăstarea cetățenilor, nu? Când tu, copil, acasă, vezi doar sărăcie, de multe ori dublată de violență, când zi de zi ești preocupat să scapi din situația în care te afli, mintea ta nu mai are resurse pentru a procesa informații pentru teste și examene. A da, sigur, educația e o soluție la sărăcie. Poate cea mai bună. Dar e foarte, foarte greu să vezi asta când ești afundat până peste cap în sărăcie. Există ceea ce specialiștii numesc mentalitate de penurie. Cercetările pe tema asta arată că acei participanți la teste IQ care sunt relativ săraci obțin rezultate mai slabe în comparație cu cei care au o situație materială bună. Diferențele din punct de vedere al capacității mentale sunt substanțiale când oamenii sunt stresați din cauza banilor. Sărăcia pur și simplu îngreunează capacitatea cognitivă prin faptul că ocupă o bună parte din lățimea limitată de bandă a creierului nostru. Înțelegem și noi lucrurile astea publicarea clasamentului pe țări a testelor PISA. Cifrele arată că performanța elevilor de 15 ani aflați aproape de finalizarea învățământului obligatoriu este pe penultimul loc din Uniunea Europeană. Aproape jumătate se încadrează la analfabetism funcțional, la matematică, științe și citire. Elevii de clasa 9 au avut scoruri mari doar la viteza cu care leagă prietenii cu colegii, ceea ce spun sociologii ține de felul nostru de a fi ca popor și nu de calitatea educației din școli. Da, mare parte din rezultatele la testele PISA pot fi explicate pur și simplu prin sărăcie. Apoi vin celelalte. L-am întrebat recent pe Valeriu Nicolae, într-o discuție la Cafeneaua Nației, vă recomand dialogul, ce rezultate are cu copiii de la Casa Bună. Copii care în urmă cu câțiva ani voiau să, sau visau să-și deschidă saloane erotice și nu aveau nicio așteptare cu privire la viitorul lor, sunt aceiași copii care iau acum note de trecere la examene. De ce? Pentru că cineva i-a scos din mediul în care trăiau. Cineva le-a arătat și altceva. Le-a oferit șansa de a merge într-o tabără la care mulți nici măcar nu visau. Pentru că au văzut cum ar putea să arate lumea lor. Așa că efortul acelor oameni care duc un copil de la nota 4 la nota 6. Sunt de multe ori infinit mai grele decât eforturile celor care pregătesc un olimpic sau duc un copil de la 9 la 10. Ei nu înțeleg de ce trebuie să învețe, nu le pasă. Și Sunt unii care le nu le explică profesorii? Le explicăm, vă dați seama. Parte dintre ei probabil că nu vor merge mai departe. Îți dorești în primul rând să ajungi la un liceu, indiferent care ar fi eu? Tu. De ce? Pur și simplu e fi profesorul care îl face pe acest copil să vrea să continue școala. Atunci ești un adevărat erou. Copil care, atenție, educat, va contribui la pibul sufletului mai mult decât Marcel Ciolacu. Ideile astea de politici publice, precum cea a salarizării profesorilor în funcție de performanțele elevilor la examene, sunt construite din niște birouri din București, de către niște funcționari tâmpiți. România nu înseamnă doar București. Mergeți în orașele din provincie, vedeți cam ce aspirații au tinerii de acolo, ce văd în jurul lor, ce posibilități de angajare au dacă termină studii în orașele lor, unde se mai deschid doar fast food-uri și păcănele, dacă se mai deschid și ale. Concluzia e că metoda asta a salarizării în funcție de progresul elevilor nu e una validată științific. Experții nu o recomandă ca unică măsură de evaluare și sub nicio formă nu o recomandă într-un stat slab care nu e în stare să stabilească niște criterii solide, să le implementeze, să le urmărească implementarea, să prevină fraudele. La noi, politicienii, funcționarii și profesorii par să fie decuplați cu totul de la realitate. Învățământul de stat este divizat între orașele mari cu câteva școli foarte bune și cele mici, sărăcite de profesori cu talent pedagogic și cursanți dispuși să învețe pentru un viitor mai bun. Cu câteva zile înainte de înscrierea în liceu, directorii pepinierelor de campion numără notele de 10 la evaluarea națională. Între timp, cei care conduc unitățile de învățământ din coada listei se bucură și dacă un singur copil a luat peste nota 5. Și, desigur, mai e și problema asta foarte mare care învăluie orice discuție despre educație, despre învățământ. Noi pur și simplu nu știm cum va arăta realitatea zilelor de mâine. Voi nu vedeți ce e în jurul nostru? Habar n-avem cum va arăta viața noastră peste 5 ani, peste 10 ani. Cu toate astea ne agățăm de un sistem care se încăpățânează să-i pregătească pe copii pentru trecut. Există o decuplare totală între sistemul de învățământ și realitatea de zi cu zi din România. Într-o lume în care ecosistemele care susțin viața sunt făcute praf în fiecare zi, vom avea probleme mult mai grave decât promovabilitatea la niște examene. Practic, noi doar pierdem timpul. Și, și, și mai dăm din când în când cât o bășină de-asta. Doamnelor și domnilor, proiectul România Educată și cred că mai e ceva ce ar trebui să avem în vedere. Ne plângem atât de des că suntem în rahat din cauza rezultatelor slabe ale elevilor la examen. Dar multe dintre lucrurile de care am avea nevoie ca să ne construim o țară mai bună n-au legătură cu notele și cu școala. Poți fi un om foarte bun, cu compasiune, cu empatie și fără să ai bacul. Eu cunosc foarte mulți. Poți să fii un cetățean implicat în comunitate și dacă ai doar patru clase. Poți să înțelegi mai multe despre lumea asta și fără să fi terminat o facultate, fără o diplomă de studii superioare. Pentru că există o diferență uriașă între educație, învățare și școală. E nevoie așadar de presiune constantă pe aleși, pe sistemul educațional, să înțeleagă toată lumea că asta e cea mai bună investiție pe care o poate face un stat. Educația. O educație care nu trebuie să însemne frică, bătaie, abuzuri, umilințe, cum tot vedem, din păcate. Într-un orășel din Moldova, în Târgu Neamț, am găsit-o pe Bianca Darabă. Le predă elevilor limba franceză și ca să-i țină atenți la orele, face materia cu ajutorul benzilor desenate. Ora de curs devine atât de atractivă încât copiii au ajuns să învețe cu mare plăcere. Și, desigur, că de-aia facem tot ce facem, vom continua să vorbim aici despre educație, chiar dacă subiectul nu face audiență. Vom continua să sancționăm derapajele din sistem și să aducem în fața voastră oameni buni, pricepuți, care fac minuni pentru că și ei se încăpățânează la rândul lor să nu lase pe nimeni în urmă. Dacă puteți, dacă vă permiteți, țineți la școală un copil a cărui familie nu-și permite. E greu, dar vă, vă spun din experiență, facem asta de mulți ani aici la starea nației, merită. Învață bine un copil bun și nu vreau să-l trag înapoi. Vreau să meargă bine pentru că el își dorește să învețe bine. Cristian a câștigat multe premii atât la concursurile școlare cât și la competițiile sportive la care a participat. Dintre toate premiile, cel de care e cel mai mândru este distincția de la campionatul internațional de șah. Da, și le mulțumim celor dintre voi care încă ajută familiile de la ceasul bun. Uh, nu v-am mai arătat de mult ce se întâmplă acolo, se fac niște lucruri extraordinare. Și nu uitați că sprijiniți toate producțiile noastre și prin comenzile pe care le plasați în magazinul nostru, pe stareanației.ro magazin. Găsiți acolo cafea de specialitate, proaspăt prăjită la noi la fabrică, ceai organic de excepție, vin dezalcolizat, care vine să ia locul vinului cu alcool, așa cum am promis, pentru că alcoolul dăunează grav sănătății. Și mai găsiți tot felul de lucruri Frumoase. Uh, nu uitați de celălalt canal al nostru, Starea Sănătății, unde mâine aveți producția Starea nesănătății despre mizeriile ale anumite bază pentru mâncare, de fapt sare la suprapreț. Din toamnă abia așteptăm să deschidem la Ploiești hub nostru cultural, Teatrul Nației, unde vă așteptăm cu două scene, bibliotecă, o grădină superbă, cantină socială pentru copii și, desigur, multe spectacole și activități, conferințe, lansări de carte, workshop-uri, o să fie excelent. Să vă fie bine și apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.